Bun găsit, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, unde astăzi vom discuta despre un subiect important pentru mulți dintre voi, slăbirea la 40 de ani. În acest videoclip vom explora câteva recomandări și remedii naturiste care vă pot ajuta să pierdeți în greutate și să vă mențineți sănătoși în această etapă a vieții. 1. Adoptați o dietă echilibrată și nutritivă. O dietă sănătoasă este esențială pentru a pierde în greutate și a menține o stare bună de sănătate la orice vârstă. Consumați alimente bogate în fibre, precum fructe, legume și cereale integrale, dar și proteine slabe din surse precum pește, pui și leguminoase. De asemenea, evitați mâncărurile procesate și limitați consumul de zahăr și grăsimi saturate. 2. Faceți exerciții fizice în mod regulat. Activitatea fizică regulată este vitală pentru a menține un metabolism sănătos și a arde calorii. Încercați să faceți un program săptămânal de exerciții care să includă atât antrenamente cardio, precum alergatul sau mersul pe bicicletă, cât și exerciții de forță, cum ar fi ridicarea de greutăți sau exerciții cu greutatea corpului. 3. Mențineți-vă hidratați. Consumul suficient de apă pe parcursul zilei este esențial pentru a vă menține sănătatea și a ajuta la controlul apetitului. Bea cel puțin o pahare de apă pe zi. 4. Odihniți-vă suficient. Somnul adecvat este crucial pentru buna funcționare a organismului și a metabolismului. Asigurați-vă că dormiți cel puțin 7-8 ore pe noapte pentru a vă menține energia și a susține procesul de slăbire. 5. Încercați remedii naturiste pentru a sprijini procesul de slăbire. Există o serie de remedii naturiste care pot ajuta în procesul de slăbire. Păpădia se utilizează în tratamentul unor variate afecțiuni datorită acțiunii acestora asupra organismului, depurativă, sudorifică, diuretică, stimulatorie. Curăță organismul de toxine și este un remediu 100% natural care ajută în lupta cu obezitatea, dar și cu diabetul. Florile de soc se utilizează cu succes pentru a stimula producția de urină și pentru a produce transpirația, procese care ajută la eliminarea toxinelor din organism și deci la scăderea greutății corporale. Coada șoricelului este o plantă care stimulează eliminarea bilei în duoden. Prin acest proces se accelerează tranzitul și îmbunătățește digestia, ajutând organismul în lupta cu kilogramele nedorite. Slăbirea la 40 de ani poate părea dificilă, dar cu un stil de viață sănătos, o dietă echilibrată și adoptarea unor remedii naturiste, puteți atinge cu succes obiectivele de pierdere în greutate și vă puteți menține o stare bună de sănătate. Nu uitați să vă ascultați corpul și să vă adaptați în funcție de nevoile sale, deoarece fiecare persoană este unică. Succesul în slăbire nu se rezumă doar la cifrele de pe cântar, ci implică și o mai bună calitate a vieții și o stare generală de sănătate îmbunătățită. Sperăm că aceste recomandări și remedii naturiste vă vor ajuta în călătoria dumneavoastră spre o viață mai sănătoasă și mai activă. Dacă ați găsit acest videoclip util, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul nostru și să distribuiți videoclipul cu prietenii și familia. Vă mulțumim pentru vizionare și vă dorim mult succes în lupta cu kilogramele în plus!